Pe mine, dragul meu, am să-ți povestesc ceva. În principiu, cum am început să citesc chiar Eminescu. Am citit ieri din Goethe, din Faust, și mă gândeam așa pe seară, știi, că am căutat basme și trebuie astea, traduse în germană de Ispirescu și trebuie astea. Și ziceam, bă, basmele lui Eminescu, îs pe aici pe undeva, dar nu știu pe unde, știi. Și după aceea când m-am trezit, mi-am amintit că când eram pe clasa a... pe clasa 5-a, sau cam așa, o să fi fost încă de pe clasa 4-a, nu știu sigur, că pe clasa 4-a deja făceam meditații la matematică, dar nu sunt sigur, a 4-a sau a 5-a. No, mergeam într-un bloc, trebuia să mă duc în fiecare săptămână, marțea. Să mă duc să fac meditații cu un profesor, știi? Da, mă duc eu acolo, mă bag într-o cameră. Atunci, cred că prima dată am fost numai eu singur. După aia am mai făcut cu doi copii și cu profesorul. Și el avea o fată, profesorul, mai mică ca mine. Dacă eu eram pe a patra sau a cincea, ea cred că era pe clasa a treia. Eu am fost copil de profesor de română. Sunt copil de profesor de română și din astea. Știi? Și ea era fată de profesor de mate. Și trebuie din asta. Parcă cu profesorul ăla noi am făcut, aveam să facem și fizică mai încolo. Bă, și profesorul ăsta era foarte interesant, că se enerva, dar nu știu de ce. Și se scuza puțin, vedea să lucru, și când se întorcea, mirosea băutură, știi? Dar băga, nu știu ce, lichior, coniac, ce-o fi băgat el acolo. Și pe iară, continuam și trebuie să... De asta e foarte periculoasă matematica pe chestia asta, știi? Că personalizează numerele. Dar uite ce vreau să spun. Fata învăța o poezie pe de rost. Învăța scrisoarea a treia, fragmentul, când se întâlnește, că noi nu mai studiam, nu învățăm tot. Dacă mai vreau să putem. Deci, să citim, aia trebuia să învățăm pe de rost. La un semn, așa, legând vas de vas se leagă, vine Mircea și trebuie din asta, știi? Nu dacă profesorul nu-l chema chiar Mircea. Dar nu mai știu asta. No, și treaba e cum se întâlnește Bayazid și vorbește cu tipul ăla și trebuia să bat și trebuie de astea. Deci asta încerc să zic, într-un fel spun nimic, nu? Ce epos e ăsta ce zic eu ție acum? E ca și Moș Nichifor Coțcariu, că nu se întâmplă nimic. Dar al lui Ion Creangă, dar... Nu știu care să fi fost treaba cu poezia aia. Orică ea au fi fost Malcatum, orică își bătea joc de noi amândoi. Oricum, a fost ceva frumos. Deci, eu personal, ca pedolog, dacă aș fi așa, știi, într-o meserie, să am un liceu, chiar grădiniță, și s-a făcut chestia asta, știi, dar eu aș implementa-o. Deci aș face un studiu comparat, să zicem. Ce avem Biblia, știi? Biblia și Eminescu, să zicem, dacă ăsta ar fi Eminescu, știi, dar ăsta nu e Eminescu. Și la sfârșit să zicem copilului, nu spune ce înțelegi, scrie tu aici, scrieți gândurile. Ce înțelegi din scrisoarea a treia sau din scrisoarea a întâia? Sau scrisoarea a doua, în același timp mă gândeam, știi, la scrisoarea a doua despre poet. Poetul poate fi Ovidius, care a sfârșit în disgrație. Ei au fost cei trei poeți romani clasici, mari, au fost Vergiliu, a sfârșit în glorie, Horatiu, așa și așa, în alcool, și meditație în singurătate. Da, pune acolo că... Lingura mea luat-o ieri.
Eu? Da. Mi-a luat-o cu o farfurie. Nu, cu farfurie. Și pâine. No, iar avem pe Ovidiu și mai știu ce poeți ar fi. Deci chiar se potrivesc scrisorile cu epistolele exponto ale lui Ovidiu, știi? Sau poți să spui cu psalmii, ca și psalmii de Filo lui Core, știi? Nu știu dacă el chiar Asaf, dar Filul Core, sau mai știi, poate ar fi ca un fel de Asaf sau David. Are o dimensiune foarte grandă. Nu, și ziceam, deci, pentru mine, uite, dacă ar fi să scriu ceva, a scrie exact episodul ăsta și nu că, bine, eu uram lecție de matematică, știi? Fata era foarte inteligentă, eram copii, dar vreau să spun, exact ca o întâmplare frumoasă, știi? Deci cum scrie, de exemplu, William Saroyan în cărțile sale. Întâmplare așa, complet absurdă, adică să te duci la un profesor de mate care se te împuie la cap cu nu știu ce teoreme, ce făceam noi, Euclid sau Pitagora sau mai știu ce, și înmulțire sau radical sau Dumnezeu știe ce, să te amintea în loc, și fata aia să se distreze, să ia să învețe pe Eminescu, deci ceva. Asta dai în strada mântuleasă, știi, de-a dreptul. Deci, ca să nu mai zic că e și ceva pentru copii, ceva foarte frumos. Mai mult ce să zic. Ar fi ceva de scris aici. Cândva, nu? Acum, eu vreau să mai spun ceva. Secretul scrisului și al cititului, trebuie să citești o bibliotecă întreagă înainte să scrii trei cuvinte, ca și Dante, ui. Acesta. Bine.